în casă doar parfum de brad. Sunt pe tărâmul fermecat. Suntem alături de două femei frumoase și foarte talentate, Ozana Barabancea și Adora. Mă rog, frumoasă ești tu, eu sunt superbă. Care astăzi au venit să ne colinde și să ne prezinte în exclusivitate o nouă piesă dedicată sărbătorii Crăciunului. Adică poți să spui pe scurt, viitorul hit. E numai dragostea să-mi o lași da. E Crăciunul, yeah. Prima dată am înregistrat o variantă în limba engleză, după care m-am gândit, piesa îmi place mult, nu se poate să o lăsăm doar așa pentru străini, hai să facem și pentru români. Și pe cine puteam să aleg? Uite-te aici la doamna cum e îmbrăcată, uite ce voce are. Crăciun pe mine. Am Crăciun și sus și jos, sunt toată o strălucire. M-am bucurat foarte mult că a zis, da, fără ezitare, deci am zis, doamne, o... dacă spune, nu, nu mă supăr, da? Da, asta înseamnă că ea s-a așteptat la mine să fiu plină de fiță în cap. Nu, eu nu sunt plină de fițe, este exclus să o refuz pe Adora, pentru că este și frumoasă și talentată și cu vorbe la ea și asta e situația, deci... Și ce să zic, există o relație de iubire, așa, de prietenie foarte frumoasă între noi și mă bucur din tot sufletul că a acceptat să pună vocea pe acest colin. Nopțile-s atât de vii, ne bucurăm ca doi copii, printre cadouri mii și mii. Versurile sunt scrise de Adrian Georgescu, linia melodică Maria Nica și va beneficia, da, și de un videoclip. Mâine intenționăm să facem treabă bună. Care este cea mai frumoasă amintire a voastră legată de Crăciun? Cea mai frumoasă amintire a mea este chiar de anul trecut, când am făcut un Crăciun superb la un șemineu minunat care ardea și împreună cu copiii mei ne-am bucurat de acel foc și ne-am pus dorințe și toate dorințele se pare că până acum la ora asta s-au împlinit. Deci e bine să vă puneți dorințe în fața șeminerului de Crăciun. Cea mai frumoasă amintire, eram copil și bunicul meu s-a îmbrăcat în Moș Gerilă, pentru că atunci nu era Moș Crăciun. Și, de fapt, era trecerea aceea de la Moș Gerilă la Moș Crăciun și eu mă așteptam să vină un nene cu roșu și a venit cu un cojoc așa de blană, o căciulă în cap, de astrahan sau cum se numește, și zic, doamne, dar eu nu vroiam așa un moș. Am fost ușor dezamăgită, știi, dar mă rog, a fost frumos acum că mă gândesc așa peste ani. Ce așteptări aveți pentru 2015? O dorință. Să fiu liniștită, să fiu zen. Să am un an plin de, nu știu, împliniri profesionale. Tu ești tot ce mi-am dorit.